Bine ați venit pe canalul meu de câștiguri online. În acest videoclip vreau să cumpăr o acțiune de 3 dolari și pentru asta vreau să plătesc cu Perfect Money, pentru că pe acest site care este online stock exchange pot să cumperi și cu Perfect Money. Da? Ia să vedem aici. Deci pe asta eu vreau să o cumpăr, da? Care costă 3 dolari și îmi dă dividend de 2,40. Eu am cumpărat-o și pe celălalt site, pentru că ele sunt 3 și dividendul în 5 zile acolo este de 0,61, care înseamnă 0,12%, 2% cenți pe zi, care pentru 3 dolari este wow, timp de un an de zile e wow. Plus de asta poate să-i crească prețul și să și vinzi, așa că eu am decis să cumpăr o acțiune am văzut că cu Perfect Money ai 10% discount, da? Și am zis să, dar pentru asta trebuie să-mi duc banii din Payeer, că am banii în Payeer și să-i duc în Perfect Money, da? Eu am pus aici, deci am intrat, mie îmi place acest exchange, pentru că se face plata instant și automat, da? Față de celelalte exchange-uri care țin până în 24 de ore, țin banii câțiva timp la ei, bă, bă, bă. Ăsta are un pic comisioanele cam mărișoare, dar ținând cont că în câteva minute se face tranzacția, asta îmi place. Deci, eu duc banii din Payeer, da? De aici, din Payeer, îi duc în Perfect Money. Mi-am pus aici, contul, numărul contului de la Perfect Money. Mi-am pus și e-mail-ul și acum facem schimbul. Mi-am deschis fereastra și în Payeer și în Perfect Money, ca să poată să găsească mai repede fără să așteptăm prea mult. Ca să am bani în Perfect Money, ca să pot să cumpăr acea acțiune de 3 dolari. De fapt, nu este 3 dolari cu Perfect Money, costă 2,70 dolari sau cam așa ceva. De aceea am zis, ok, 30 de cenți sau 20, bă, e comisionul, uite, pe care eu îl plătesc aici. Deci, pe de-o parte pierd în tranzacția asta, dar pe partea cealaltă câștig de acolo. Da? Pe când cu PayPal-ul nu câștigi nimica, plătești 3 dolari, cu Bitcoin-ul plătești un pic chiar mai mult de 3 dolari, dacă am timp, am să fac și astăzi o probă, ca să vedem că prin Bitcoin nu prea convine. De fapt, cu Bitcoin-ul, toți cei care urmăriți Bitcoin-ul știți că nu prea mai... Da, uite că s-a completat. Bun, deci vor și niște steluțe, le trecem aici, ok. Și, ok. Ce să spun, 2 steluțe, 3 steluțe, ia de aici, poftim, 4 steluțe. Ești mulțumit? Perfect, și eu. Bun, acum să ne ducem în Perfect Money și să vedem dacă au ajuns banii aici. Că nu știu dacă... Da, uite că au ajuns, perfect. Ok, acum ne ducem pe Online Stock Exchange, da? Deci... Eu vreau să cumpăr... deci am făcut, ați văzut unde, ce acțiune vreau să cumpăr. Ok, mergem mai departe. Ce vreau eu să vă arăt? Bun, deci mergem cu account. Ok, mergem mai departe. Acum ăsta rotitor. 1, 3, să-ți pui lupa. Ca să înțelegi ce scrie în chestiile astea. A, nu, uite că mai e un 1. Deci, 1, 4 de 1, 8, 4. Deci, 6, 4 de 1, 8, 4. Preview.
Confirm. Continui. Începe să-mi placă din ce în ce mai mult Perfect Money, pentru că nu știu cum e corect Perfect Money. Adică, da, bine, chiar dacă are un comision, dar față de per, nu știu, îl folosesc, am înțeles, dar bun. Acum să intrăm din nou în accountul meu. Nu, intrăm aici la. Așa, dar cred că încă nu s-a, deci durează ceva până aici este, numai puțin să dau ăsta mai jos. Aici am mesajul prin care îmi spune, dar numai să reușesc să, ok, aici îmi spune că am un order în pending, da, uite, ăsta este, da, ăsta este pe care l-am cumpărat astăzi, da? Da, deci aici. Așa. Am să merg, deci aici, cu Perfect Money, nu știu dacă pot să vă arăt, dar în PayPal, stai puțin, dacă reușesc să. Ia să mă duc înapoi. Prin PayPal îți arăta exact, da, cum să zic eu, la cine se duceau banii. Da? În video am făcut, tot azi dimineața am făcut un alt video în care arătam prin PayPal la cine se duc aici la. Și acum nici nu pot să intru din cauza la chestia asta aici. Deci se duc banii la cel care vinde acțiunea. Nu se duce la online stock exchange. Se duce la cel care vinde. Da? Și asta pentru mine contează foarte mult în sensul că faptul că acest site, Online Stock Exchange și celelalte care mai sunt, care sunt au același admin, ei chiar asta sunt, adică niște intermediari între noi cumpărătorii și noi vânzătorii de acțiuni. Și asta înseamnă că vor avea viață lungă. De ce? Pentru că ei trăiesc din comisioanele de la noi. Și cumpărătorii și vânzătorii, da? De aceea au și un pic de condiții, de exemplu, să-ți dea banii la o lună de zile, da? Îți plătesc la o lună de zile. Trebuie să ai minimul de $15 și maximul $17 îți dă. Deci au anumite condiții tocmai ca să aibă bani și să supraviețuiască. Dar în momentul în care tu ai banii și îi întrunești condițiile pe care ei ți le impun, tu îți primești banii. Deci sunt foarte corecți. Ai $17? $17, depinde unde îi duci. Că eu am să mi duc în PayPal, dar cred că am să-mi pun contul de la Perfect Money, pentru că se pare că e mai bine, adică nu-ți mai ia PayPal-ul, este bun, dar are niște comisioane de te rupe. Și cred că am să schimb asta, deci au făcut și această mișcare mult timp. De la sponsorul meu știam că a fost mereu PayPal-ul și Bitcoin-ul. Acum, în ultima perioadă de vreo 2-3 săptămâni, au băgat și Perfect Money, Litecoin și nu mai știu ce. Deci, cum să zic, e mai bine cu Perfect Money, părerea mea. Adică Perfect Money are comisioanele puțin mai mici și sunt mai flexibili față de PayPal. Și PayPal-ul e flexibil, dar te arde la comisioane. Bine, dragi prieteni, vă mulțumesc că v-ați uitat la acest videoclip. Din punctul meu de vedere, aceste trei site-uri sunt serioase pentru că plătesc și. Cum să zic, nu sunt gen de hype-uri sau site-urile astea care le trimiți banii la societatea respectivă și nu știi unde e și nu știi și ia banii și pleacă. E doar părerea mea. Dacă cumva o acțiune costă minim $3, adică nici măcar un pachet de țigări, costă 12 lei, ce să vă zic?
Durata acestei acțiuni este de un an de zile. Eu la o acțiune de 3 dolari în 4 zile am luat 0,61 de cenți la o acțiune de 3 dolari, da? Care mi se pare wow, da? Adică ce bancă îți dă la o investiție de 3 dolari, 12 lei în România, vorbesc, care băncile fără cuvinte, la o investiție de 12 lei primești cât înseamnă 0,61 de cenți, cât înseamnă. Deci un dolar îți dă aproape câțiva lei bune îți dă. Acum la matematică nu sunt foarte, foarte bună și n-am fost foarte, foarte bună, dar oricum este un câștig bun, foarte bun din punctul meu de vedere. Ok. Bine, vă mulțumesc că v-ați uitat la acest videoclip. Dacă v-a plăcut, vă las link-ul ca să vă înscrieți. Dacă nu, dați-mi măcar un like la acest videoclip. Sau dacă nu sunteți încă înscriși pe canalul meu de YouTube, vă rog să o faceți, pentru că eu caut cu acest canal, prin intermediul acestui canal de YouTube, să aduc, cum să zic, pentru să aduc informații diverse, adică și pentru cei care iubesc PTG-urile, și pentru cei care iubesc investițiile, cum este acest cu acțiuni, și pentru hype-uri, unde riscul este foarte mare, dar și câștigul este pe măsură. Și atunci poate că ceva, ceva, într-o bună zi vă va face cu ochiul și o să fiți mulțumiți de ceea ce o să câștigați. Bine, vă las și nu în ultimul rând, dragi prieteni, vă urez să câștigați bani mulți online, pentru că se poate. Pa, pa!